De ce sunt eu fan Mazda? Probabil că ați văzut că am discutat de câteva ori de modelele Mazda, și anume de Mazda 3, de Mazda CX-30 în care ne aflăm chiar acum, de Mazda MX-5 și desigur că vor urma și alte modele Mazda pe care le voi testa cu mare plăcere. Lăsând la o parte testele, eu sunt un mare fan al mărcii Mazda. Și o să vă zic și de ce. În primul rând, este o marcă japoneză. Fiecare brand a avut plusuri și minusuri, însă Mazda consider că s-a dus pe drumul cel bun. La modelele mai vechi avea probleme cu coroziunea, la Mazda 6, 2001, 2003, de exemplu, avea probleme cu coroziunea. Fiecare brand are câte o problemă pe care și-o remediază. Îmi place foarte mult la Mazda că ei mereu vin cu idei noi, ei mereu vor să inoveze. Cine conduce Mazda e un tip care, sau mă rog, o echipă care țin foarte mult la motorul pe benzină aspirat și vor mereu să vină cu ceva nou, ceva diferit pe piața auto. Nu este doar un brand care copiază și el, face și el ce fac restul. Nu. Mazda, deși trebuie ca orice alt brand să se conformeze normelor, procedurilor, reglementărilor europene, internaționale și așa mai departe, Mazda mereu vine cu ceva nou și mie mereu mi-au plăcut oamenii și brandurile care mereu vin cu un produs nou, cu o idee nouă, cu o inovație și care se riscă. Mazda s-a riscat foarte mult cu Skyactiv-X și practic este un experiment. Un experiment atât pentru ei cât și pentru noi consumatorii. Dar nu mi-aș face atât de mari probleme pentru mine ca și consumator, ca și potențial cumpărător de Mazda Skyactiv-X, pentru că practic dacă s-ar întâmpla ceva grav, mașina are garanție câțiva ani buni și o limită de kilometri, iar dacă e ceva comun, o raportare tehnică, o problemă tehnică comună la toate aceste motorizări, se vor face rechemări și îți vor repara mașina pe gratis. Deci nu mi-aș face probleme în acest sens. Sunt și conștienți că se poate întâmpla să fi ratat vreun detaliu. Practic este primul motor de acest gen care să funcționeze pe benzină cu un compresor electric, care să furnizeze un exces de aer mult mai mare decât amestecul stoichiometric de 14,7:1, în cazul lor e de 30 ceva la 1, mult mai mult, ca să favorizeze combustia Skyactiv-X, și anume cu un amestec foarte sărac, ca să duci raportul de comprimare ca la un diesel, și anume de 16,3. Este același raport de comprimare pe care îl găsiți și la un 1.6 2.0 diesel Common Rail, 15,8 16,5. Common Rail nu ți duce mai mult de 18, iar în general o mașină pe benzină cam pe la 12-13 raport de comprimare se plafonează. Mai mult nu se riscă producătorii, pentru că va începe riscul foarte mare de detonație, care poate distruge literalmente un motor și poate să-l facă să funcționeze anormal. Mazda s-a dus cu Skyactiv-G-ul pe care îl conducem astăzi. Mă rog, am făcut review, am filmat. Dacă nu l-am postat, o să-l postez în curând. La CX-30 avem o motorizare Skyactiv-G de 122 de cai putere, un motor aspirat natural cu un raport de comprimare de 13:1. La anumite versiuni din Statele Unite există și cu varianta de 14:1, deci sunt două versiuni și eu le-am confundat inițial, dar sunt două versiuni, deci compresie 13 și 14:1. Și practic, mașina este economică, este echilibrată, poate să funcționeze și în 2 cilindri și e o plăcere să te afli la volanul acestei mașini. Are distribuție pe lanț, motorul e amplasat transversal, are și mai multe versiuni de putere, deci asta e de 122 de cai putere, ar trebui să fie cea mai fiabilă. Este un motor care nu este forțat în niciun fel. 61 de cai putere per litru? Hai să fim serioși. Sunt motorizări acum care au un litru capacitate, supraalimentat, și produce 125 de cai putere sau 110 sau 100. Sunt foarte mulți producători care adoptă acest tip de motor. Un alt lucru iarăși foarte interesant la Mazda, motorul rotativ Wankel. Desigur, nu Mazda l-a inventat, e un inventator Wankel și cum îl mai chema, punem pe ecran că nu mai țin minte, care a lucrat ani de zile și a fost convins că poate să facă un motor rotativ în locul celor cu supape, cu distribuție, cu pistoane, cu mișcare alternativă, rectilinie. Și a reușit până la urmă, a făcut un motor rotativ, practic cu 3 camere de ardere, cu un rotor, are alt sistem, e
mult mai simplist, nu ai distribuție, nu ai supape, nu ai pistoane, se torează foarte tare, este ineficient, produce la o singură rotație completă arborului cotit, produce 3 explozii, la o rotație arborului cotit completă, la un motor convențional ai o singură explozie într-un ciclu, la ăla ai 3. Deci de asta se șiturează a explozie, 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 explozie și dacă turezi foarte repede ai foarte multe explozii. În cazul Mazda RX-7, RX-8 au pus 2 astfel de rotoare care fac asta ca să fie mai echilibrat motorul și uite așa obții un motor cu 231 de cai putere rotativ care îți livrează o putere absolut instantă. Este cred că cel mai rapid răspuns de la un motor care funcționează cu benzină, cu ardere internă, e foarte apropiat de electric, să zicem, doar că nu ai puterea maximă, trebuie să și turezi. Dar răspunsul este foarte similar. Nu am condus o Mazda RX-8 sau un motor rotativ Wankel să cunosc asta, dar cunoscând principiul de funcționare, mi-asum că cam așa se simte, cam pe acolo este senzația. Însă au trebuit să oprească motorul Wankel pentru că ineficiență, pentru că poluare, pentru că multe motive. Însă au zis, băi, totuși, hai să mai băgăm încă o dată motorul rotativ, o să-l pună pe o mașină electrică care va avea rol de generator. Am discutat un pic despre acest subiect în clipurile trecute. Acum au făcut treaba asta cu SkyActiv-X. Sincer, modelele Mazda mai vechi erau ok, să zicem. Aveau sistem audio Bose, aveau nu știu ce. Dar ăstea noi vin cu un plus de eleganță, vin cu un plus de lux. S-au băgat un pic așa în piața asta de entry-level luxury. Lux așa entry-level. Adică nu ți iei o mașină de lux, asta e clar. Dar te gâdi-l așa un pic, îți dă niște piele sau imitație de piele pe uși, elemente metalice cam peste tot, inclusiv pe schimbător. Ai sistem audio Bose de înaltă calitate. Hai să ascultăm o melodie, apropo. Să vedeți cum se aude. Sper să se audă bine. Se aude foarte bine sistemul audio. Ai înalte, joase, bas. Nu are subwoofer, dar are suficient bas, zic eu. Se aude extraordinar. Da, se aude foarte bine sistemul audio, nimic de reproșat în acest sens. Deci, cum spuneam, s-au băgat așa un pic pe latura asta, un pic de lux. Dacă vorbim de Mazda 6, care teoretic e flagship-ul lor așa la modelul de top la lux, se apropie de aproximativ 40.000 de euro extra full options și ai și ventilație în scaune, ai și, nu știu, sunt scaune mai moi, sunt mai mari, sunt mai late, mașina e lată, spațioasă. Portbagajul e mare, ai o foarte bună vizibilitate, ai o cutie cu automată cu 6 sau 8 rapoarte, nu știu, cu convertizor, ai un motor de 192 de cai putere, deja intri într-o sferă premium acolo. Și o mașină japoneză. Un lucru care îmi place foarte mult la Mazda este că este făcută în Japonia în continuare. Motorul e făcut în Japonia, transmisiile noi sunt făcute în Japonia, cele vechi nu erau făcute de Mazda, acum sunt făcute strict de ei. Ei nu au adoptat cutiile cu dublu ambreiaj, care sunt mai sport, dar sunt păcătoase pe termen lung, mai scumpe la întreținere. Nu au adoptat cutiile CVT care, deși sunt cele mai confortabile pentru că nu schimbă nicio treaptă, sunt destul de păcătoase și acelea. Tot ai fan CVT pentru hybrid și mai sunt câțiva producători, însă Mazda este fan convertizor, Volkswagen e fan DSG, Audi e fan e-tronic sau tot DSG. Porsche e fan PDK sau Porsche Doppel Kupplung, adică tot DSG. Și tot așa, fiecare producător e fan un anumit tip de cutie automată. Ceea ce a ales Mazda să facă acum este de calitate. Gândesc corect și îi apreciez enorm de mult pentru faptul că mereu vor să inoveze ceva, să vină cu ceva nou. Când toată lumea le-a zis, băi, noi băgăm turbo, Mazda a zis, ne, noi stăm cu aspiratele. Am apreciat intenția celor de la Mazda, că mă bucur că există cineva ca cei de la Mazda care au zis nu, noi vrem să salvăm motorul aspirat, să-l perfecționăm, să-l reinventăm, să venim cu ceva nou. În timp ce toți supraalimentează motoare de drujbă, Mazda a preferat să rămână la ceva clasic, ceea ce e interesant.
Voi ce părere aveți despre Mazda? Eu sunt foarte curios ce va urma să mai scoată Mazda. Aștept noua Mazda 6 pentru că e un pic outdated, cel puțin la interior. Arată bine, dar se vede clar că un CX-30 sau un Mazda 3 este, nu știu, sunt mult mai futuriste decât actuala Mazda 6. Deci îi trebuie un refresh și la Mazda 6. Asta e părerea mea și sunt plăcut impresionat în general de Mazda. Dacă aveți ceva de adăugat, îmi puteți scrie mai jos. Vă mulțumesc și ne vedem în următorul video.